9 oameni au murit și peste 900 au fost răniți după ce un cutremur de 7,4 pe Richter a zguduit Taiwanul. În țară, autoritățile au închis cu totul un liceu din Timișoara. Zeci de elevi și profesori au ajuns la spital cu simptome similare unei intoxicații. Furioși că primesc prea puțin bani, peste 1000 de medici amenință că nu vor mai face gărzi. Astăzi a fost grevă de avertisment în sistemul de sănătate. La Cotroceni, Klaus Iohannis este gazda unei întâlniri informale la care participă președintele Consiliului European, premierul Ungariei și cel al Croației. Iar 6 români se regăsesc în topul Forbes al celor mai avuți dintre pământeni. Împreună au peste 10 miliarde și jumătate de dolari. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Zgârie nori, drumuri și chiar versanți montani s-au zgâlțâit înfricoșător mai bine de 30 de secunde în Taiwan. Insula a fost zguduită de un cutremur de 7,4 pe Richter. Până acum, autoritățile au confirmat 9 morți și peste 900 de răniți în condițiile în care au fost avariate zeci de clădiri, iar unele au rămas înclinate la 45 de grade. Reglementările stricte privind construcțiile și o bună pregătire pentru dezastre au împiedicat o catastrofă majoră. Atenție, urmează scene care vă pot afecta emoțional. Seismul de 7,4 pe Richter s-a produs la ora locală 8:02 la o adâncime de aproximativ 23 de kilometri în largul coastelor de est ale Taiwanului. Cei mai mulți taiwanezi erau în drum spre serviciu ori școală. Aflată în vacanță în Taiwan, producătoarea TV Dana Mladin a tras o sperietură groaznică. Dormea în camera ei de la etajul 32 al unui hotel din Tainan, în sud-vestul insulei, când s-a mișcat pământul. A fost oribil. Cred că instant m-am trezit, pentru că se mișcau toate. Noroc că în cameră nu sunt obiecte din astea care să atârne, cum eram noi obișnuiți cu lustra din cameră, să te uiți repede la ea să vezi cum se mișcă. Dar scârțâiau toate, adică mobilierul scârțâia tot și se bălângânea camera cu mine. A durat foarte mult. Așteptam să se termine și nu se mai termina. Seismul a durat 30 de secunde, iar imaginile surprinse sunt deopotrivă spectaculoase și terifiante. Frapează calmul oamenilor, deși de sub picioarele multora a fugit asfaltul. Am căutat grinda să văd unde este grinda, că eu știu de când era mică, ne învățau ai noștri să ne ducem sub grindă. Nu prea arăta nimic a grindă și după aia când am prins curaj, un pic de curaj, m-am dus la ușă și am vrut să văd ce se întâmplă pe hol și nu era nimeni, că eram singura nebună care ieșisem din cameră. Faptul că taiwanezii nu se lasă copleșiți de panică se datorează autodisciplinei cultivate prin educație. În plus, sunt obișnuiți cu seismele. Deși zgâlțăită din toate puterile, această jurnalistă și-a continuat neabătută relatarea. Nu la fel de sobre și de calme sunt totuși animalele de companie, care o zbughesc prin casă în toate direcțiile confuze și speriate. Din cauza undei de șoc, apa dintr-o piscină amplasată pe un bloc turn s-a revărsat în valuri peste fațadă. Câteva persoane au murit pe un traseu de drumeție, iar altele în mașini, din cauza unor pietroaie desprinse de pe versanți. Atât victimele cât și distrugerile au fost raportate în districtul Hualien, situat cel mai aproape de epicentru. Imaginile venite de acolo arată clădiri prăbușite sau puternic înclinate, chiar și în unghi de 45 de grade. Autoritățile au mobilizat armata pentru a participa la operațiunile de evacuare a locatarilor blocați în clădirile șubrezite. Totuși, mulți dintre ei au fost salvați de vecini sau de trecători. Hualien este un port cu aproape 100.000 de locuitori, situat la poalele unui lanț de munți și defileuri. De altfel, câteva zeci de persoane au rămas blocate în trei tuneluri montane din regiune. La fel ca Japonia, Taiwanul este lovit frecvent de cutremure, fiind situat în inelul de foc al Pacificului, o zonă întinsă sub forma unei potcoave de 40.000 de kilometri din Asia până pe coasta de vest a celor două Americi. Aici se află peste 60% dintre vulcanii activi ai lumii și tot aici se produc cele mai multe cutremure, fiind locul unde se ciocnesc mai multe plăci tectonice.
Cel mai recent seism este și cel mai puternic din ultimii 25 de ani. Un altul cu magnitudinea 7,6 a ucis peste 2400 de persoane și a rănit peste 100.000 în septembrie 1999 și distrugerile de atunci au fost colosale. Mii de clădiri s-au năruit. Însă taiwanezii și-au învățat foarte bine lecția. La 25 de ani distanță de la cel mai mare dezastru din istoria țării, bilanțul victimelor și amploarea pagubelor sunt mult reduse. Specialiștii cred că asta a fost posibil pentru că au respectat normativele în construcții. Cosmin Stan și invitatul lui vin cu detalii despre modul în care au construit taiwanezii în ultimii ani. Bun găsit! Alături de mine se află profesor universitar dr. Inginer Radu Văcăreanu, rectorul Universității Tehnice de Construcții București și președinte al Asociației Europene de Inginerie Seismică. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Avem aici o fotografie surprinsă astăzi în Taiwan, în urma cutremurului de 7,4 pe Richter, și alături o fotografie surprinsă anul trecut în Turcia, în urma cutremurului devastator de acolo, care a avut aproximativ aceeași magnitudine. Diferențele sunt enorme. Care este secretul construcțiilor taiwaneze care, iată, au rezistat atât de bine? Fondul construit e complet diferit. E un fond construit mult mai bine pregătit pentru cutremur în Taiwan și un fond construit care nu a fost pregătit aproape deloc, așa cum se vede în exemplu din Turcia. Aici, în Turcia, vedem o distrugere totală în cele mai multe situații. În Taiwan sunt câteva exemple de acest tip de clădiri. Din pozele pe care le vedem, cel mai probabil colapsul parțial s-a produs din prezența unui parter flexibil și slab. Astfel de sisteme structurale nu sunt indicate sau s-au dovedit a fi foarte vulnerabile în cazul unor cutremure majore. Având în vedere că la etajele superioare avem un sistem structural care de obicei are pereți de beton armat și este foarte puternic, la parter, din necesitatea de a avea spații deschise, spații comerciale, acești pereți sunt suprimați. Diferențele între cele două țări constau în primul rând din o respectare a calității în construcții, care se dovedește că în Taiwan, după cutremurul Cici din 1999, lucrurile au fost mult mai bine stăpânite și mult mai bine învățate, și Turcia, în care colegii noștri din Turcia spun explicit că este vorba în principal de o nerespectarea calității în construcții. Pentru că avem niște reglementări tehnice care trebuie să fie respectate. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Mulțumesc și eu. La noi, în cazul unui cutremur similar celui din Taiwan, mii de clădiri ar ajunge una cu pământul numai în București. Ce spun specialiștii și de câți ani avem nevoie ca să le consolidăm, aflați în această seară. Este alertă sanitară în Timișoara după ce zeci de elevi și profesori de la un colegiu prestigios au ajuns la spital cu simptome similare unei intoxicații. Din școală au fost luate mai multe probe, însă până acum autoritățile nu cunosc sursa îmbolnăvirii. Cursurile au fost suspendate astăzi, iar la prefectură s-a întrunit Comitetul pentru Situații de Urgență. Elevii și profesorii de la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara au început să se simtă rău după miezul nopții. Pe unii dintre ei i-au dus ambulanțele la două spitale din oraș, cu vărsături, stări de greață și dureri abdominale. Niște simptome digestive mai neplăcute. După ora 1 noaptea, starea mea a început să se altereze, frisoane, stare de vomă. Peste 30 de elevi și 21 de cadre didactice au avut nevoie de asistență medicală. E mai bine. O anchetă epidemiologică a fost declanșată la colegiul din Timișoara. Cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au ridicat probe chimice din școală, iar specialiștii Direcției de Sănătate Publică au luat teste de pe suprafețe. În plus, au fost prelevate 5 probe de apă, atât de la rețea, cât și de la dozatoarele de apă aflate în incinta unității, care ulterior au fost sigilate și scoase de la consum. Măsura a fost luată chiar dacă nu toți cei care au ajuns la spital au băut apă la școală. Sunt copiii care au clasele la parter, alții care au clasele la etaj, alții care nu au fost la școală în cursul zilei de ieri și cu toate astea au dezvoltat simptome. În spitale, medicii încearcă să afle ce a dus la îmbolnăvirea pacienților. Un elev a fost testat și pentru norovirus, care poate provoca gastroenterită. M-am dus la început cu gândul spre o intoxicație, după care am văzut că mulți dintre ei prezintă febră și atunci ne orientăm din ce în ce mai mult spre o patologie infecțioasă, posibil virală. Riscul major este într-adevăr să fie o patologie infecțioasă cu un alt agent infecțios. Clădirea liceului a fost închisă de azi noapte pentru elevi și profesori.
până la identificarea cauzelor precise care au putut să conducă la o simptomatologie comună în rândul copiilor și a cadrelor didactice. Evident că vom analiza și posibilitatea de a rămâne suspendate cursurile și pentru ziua de mâine. La Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara sunt înscriși peste 900 de elevi. De la Timișoara, Roxana Tivadar are ultimele informații legate de acest caz. Bună seara, Roxana! Bună seara! În urmă cu puțin timp, Direcția de Sănătate Publică a anunțat că 3 dintre elevii testați au ieșit pozitiv la norovirus. Acesta provoacă o inflamație puternică a stomacului și intestinului subțire, iar infecțiile sunt foarte contagioase. Tocmai de aceea, la 3 cazuri confirmate, se consideră că vorbim despre un focar. Vor urma și alte testări, pentru că specialiștii încearcă să afle cum a ajuns acest virus în școală. Sunt așteptate și rezultatele probelor luate din clădire, care ar putea oferi indicii importante. În acest moment, 8 dintre elevi au rămas internați la Spitalul de Copii lui Surcanu din Timișoara, dar în stare stabilă. În urmă cu puțin timp, s-a decis ca orele să fie predate online mâine și vineri, iar directorilor de la celelalte școli li s-a cerut să anunțe imediat dacă apar cazuri de îmbolnăviri și în unitățile pe care le conduc. Atât de aici, la revedere! Mulțumesc, Roxana! Continuăm cu un incident uluitor petrecut în curtea unui liceu din București. Un elev a fost înjunghiat după ce s-a încăierat cu alți adolescenți care au sărit nestingheriți gardul unității de învățământ. Victima a ajuns la spital, iar polițiștii și jandarmii au prins pe agresori. Unul dintre ei încă avea arma folosită asupra lui. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Cristina Dobrea are amănunte. Bună seara, Cristina! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! Surse din poliție spun că elevii de clasa a 10-a s-ar fi certat inițial pe internet din cauza unei fete, apoi au mutat acest conflict în curtea Colegiului Tehnic Iuliu Maniu din sectorul 6 al capitalei. Suspectul principal a mers acolo însoțit de alți 3 prieteni, toți erau minori cu vârsta de 16 ani, au escaladat gardul liceului, au ajuns în curtea instituției de învățământ și acolo l-au atacat pe celălalt copil și el în vârstă de 16 ani, cu o armă albă, un cuțit tip baionetă, iar momentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere din interiorul liceului. Victima a încercat să se apere, a barat lovitura de cuțit cu mâna dreaptă, dar a fost tăiat și transportat de urgență la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu. A fost internat acolo, a intrat în operație, va rămâne până cel puțin mâine dimineață, însă viața nu este pusă în pericol. Au asigurat surse medicale din cadrul spitalului. Între timp, agresorii ar fi reușit să fugă de la fața locului. 3 dintre copiii cu vârsta de 16 ani au fost prinși de polițiști la aproximativ 10 minute de liceu, iar agresorul, suspectul principal, a fost prins în zona unei stații de metrou, avea asupra lui acea armă albă și a fost adus la audieri la secția 21 de poliție și este audiat și în aceste momente de către polițiștii de aici, care continuă cercetările. Deocamdată atât despre acest subiect. La revedere! Mulțumesc, Cristina! A fost grevă de avertisment în sistemul de sănătate. Timp de o oră, angajați din spitale publice au protestat în curțile unităților sanitare pentru că, spun aceștia, veniturile nu le acoperă traiul zilnic. Peste 1000 de medici anunță că nu vor mai face gărzi dacă nu vor primi mai mulți bani pentru acest serviciu. Principala nemulțumire a medicilor este legată de banii pe care îi încasează pentru gărzi. Acestea sunt plătite la nivelul salariilor din 2018. Eu iau cu 4 gărzi pe lună 15.000 de lei într-un spital de urgență. Cei care sunt mai tineri decât mine nu iau banii ăștia. Avem în jur de 900 de operații anual. Pentru medicii specialiști și primari, gărzile sunt plătite cu sume între 260 și 1300 de lei. Cel mai bine remunerate sunt cele din weekend. Sporurile diferă în funcție de specialitate, dar și de spitale. Sunt avantajați medicii care lucrează în spitalele aflate în subordinea primăriilor sau a consiliilor județene, unde cel mai adesea se acordă sporurile cele mai mari. Reprezentanții Sindicatului Solidaritatea Sanitară spun că peste 1000 de medici au semnat o declarație conform căreia sunt dispuși să renunțe la contractele pentru gărzi. Asta înseamnă 10% din cei care asigură continuitatea actului medical. Ar fi extrem de grav să se întâmple acest lucru în condițiile în care avem deja foarte multe spitale în țară în care nu sunt asigurate gărzi în specialități precum cardiologie, neurologie sau chirurgie. Nemulțumiți de salarii sunt și cei din personalul TESA. Eu sunt văduvă cu 2 copilași în întreținere. Eu 3500 undeva în mână.
Deci nu e un salariu rezonabil. Ne ține la perfuzii. Infirmiere la 60 de bolnavi. Două brancardieri. Secția, cea mai grea secție de chirurgie. Din ce în ce mai mulți oameni o să plece din sistem, mai ales din urgenți. 30% la medici, da, iar la asistenți se duce undeva la 50% lipsă de personal. Sindicaliștii din sănătate și-au trimis revendicările și la guvern, dar nu au primit niciun răspuns. În consecință, amenință cu declanșarea grevei generale. Iar greva poștașilor s-a încheiat după două zile în care 7.000 de angajați au oprit lucrul în peste 30 de județe. Sindicaliștii au ajuns la un acord cu conducerea poștei și oficialii guvernului pentru o creștere salarială în două tranșe la 1 iulie, respectiv 1 septembrie. Adunate, majorările vor fi cuprinse între 350 și 370 de lei net. Potrivit sindicaliștilor, în cele două zile de grevă, 200.000 de pensionari nu și-au primit banii la timp. Reuniune importantă la Palatul Cotroceni. Klaus Iohannis este gazda unei întâlniri informale la care participă președintele Consiliului European, premierul Ungariei și cel al Croației. Tema discuției este agenda europeană pentru următorii 5 ani, însă președintele a vorbit și despre candidatura sa la șefia NATO. Statele Unite ale Americii și țări din Europa și-au reafirmat recent susținerea pentru contracandidatul său, premierul olandez. Iar presa străină a scris că anunțul lui Iohannis a iritat cancelariile străine. La final de mandat, liderii europeni trebuie să traseze liniile politicilor pe care instituțiile de la Bruxelles le vor urma în următorii 5 ani. De aceea, președintele Klaus Iohannis este gazdă, împreună cu liderul Consiliului European, Charles Michel, a unei reuniuni informale, la care participă premierul croat, dar și șeful guvernului de la Budapesta. Ungaria va prelua din toamnă președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. După reuniunea de la Palatul Cotroceni, președintele îi va invita pe înalții oaspeți la un dineu. Analiștii prevedeau că va fi discutată și candidatura lui Iohannis la șefia NATO, mai ales că de curând premierul Estoniei și președintele Lituaniei au anunțat că îl vor susține pe premierul olandez. Nu intenționez nici să mă retrag, nici să negociez altceva. Mă concentrez pe NATO. Și da, sunt câteva afirmații în spațiul public. În continuare, consider că șansele mele sunt rezonabile. Și Statele Unite au reafirmat susținerea pentru Mark Rutte. The US position is that we fully back Mark Rutte as the next Secretary General, but we do have deepest respect for our friend President Iohannis as well, and we appreciate him throwing his hat in the ring and wish him all the best. Cea mai importantă funcție în fruntea NATO se obține prin consens, iar Cutuma spune că anunțul privind dorința de a accede la vârful alianței se face abia după ce candidatul a obținut girul cancelarilor tuturor statelor membre. Mark Rutte ar avea în acest moment sprijinul a 28 dintre cele 32 de state membre. Pe Iohannis l-ar putea susține Bulgaria, Ungaria și Turcia. Poate în timpul dineului se vor face glume pe această temă și poate vor exista oarecare discuții, dar nu va fi niciun fel de discuție oficială. Pare să existe o campanie îndreptată împotriva acestei candidaturi, dar în primul rând pentru că este susținută de lideri care se considerați iliberali. De altfel, unul din argumentele în favoarea lui Mark Rutte a fost că acesta ar avea o capacitate extraordinară de discuție cu Donald Trump, ceea ce nu poate fi încă dovedit. În schimb, în ceea ce privește pe Iohannis, știm că acesta a reușit performanța să se înțeleagă bine cu Donald Trump, poate prea bine. Despre șansele reduse ale președintelui României au scris și publicații internaționale, precum Le Figaro, Financial Times și Wall Street Journal. Plânge pământul după apa, au secat lacurile, iar culturile sunt în pericol din cauza secetei care afectează suprafețe întinse din Moldova, Dobrogea și Oltenia. Detalii imediat. În timp ce miliarde de oameni de pe întreaga planetă trăiesc la limita sărăciei din cauza crizelor economice din ultimii ani și a inflației, bogații lumii o duc mai bine ca niciodată. Numărul miliardarilor a ajuns la un record absolut. Potrivit topului Forbes, sunt în total 2781, printre ei și 6 români. Cei mai bogați sunt Daniel Dineș, fondatorul unei mari companii din domeniul tehnologiei, și fostul tenismen Ion Țiriac. Cel mai bogat român, potrivit Forbes, este Daniel Dineș. Are 52 de ani și este în prima jumătate a topului miliardarilor de pe planetă, pe locul 1238, cu o avere de 2,7 miliarde de dolari. El a fondat primul unicorn românesc, UiPath, o companie de automatizare a proceselor, care s-a listat la bursa de la New York acum 3 ani. Compania nu are încă profit, notează Forbes.
Fostul tenismen Ion Țiriac, cu o avere estimată la 2,1 miliarde de dolari, urmează în clasament. La 84 de ani, are afaceri în mai multe domenii, precum cel auto, imobiliare sau servicii financiare. Frații Pavel sunt de asemenea pe listă. Dragoș Pavel, cu o avere de 2 miliarde de dolari, și fratele lui, Adrian Pavel, cu 1,4 miliarde de dolari, dețin un important lanț de magazine, cu materiale de construcții și produse de bricolaj. Ion Stoica, în vârstă de 59 de ani, apare cu o avere de 1,2 miliarde de dolari. Locuiește în Statele Unite, unde a fondat un startup de software, Databricks. Partenerul său de afaceri, cofondator al aceleiași companii, Matei Zaharia, apare și el în clasament, cu o avere similară. Are 38 de ani și în urmă cu 10 ani a stabilit un record mondial pentru viteza de sortare a datelor. Dar pe prima poziție a topului celor mai bogați pământeni este francezul Bernard Arnault, patronul grupului care deține brandurile de lux Louis Vuitton sau Christian Dior. Are o avere estimată la 233 de miliarde de dolari. Îl urmează Elon Musk, șeful companiilor Tesla și SpaceX, cu 195 de miliarde de dolari. Vin tare din urmă Jeff Bezos, fondatorul Amazon, Mark Zuckerberg, Warren Buffett sau Bill Gates. Taylor Swift este și ea în această companie selectă. La 34 de ani, are o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari. A ajuns la această sumă datorită turneului său Eras și a concertului cinematografic. Numărul miliardarilor de pe planetă a ajuns la un record anul acesta, sunt 2781 în total, cu 26 mai mulți decât recordul precedent în 2021. Acești super bogați sunt mai bogați ca niciodată, potrivit Forbes, cu avere totală de 14,2 trilioane de dolari. Cei mai mulți sunt din Statele Unite ale Americii, 813. Dintre toți, două treimi au ajuns bogați din muncă proprie, de pildă au fondat companii prospere și doar o treime au bani moșteniți. Cei mai mulți sunt bărbați, doar 13% sunt femei, iar media de vârstă este 66 de ani. Ștefana Todică, Pro TV. Aproape 3/4 dintre elevii de clasa a 12-a chinuie limba română când redactează un text și cel puțin jumătate sunt la matematică la nivel de gimnaziu. După simularea din martie, Ministerul Educației a analizat cum s-au descurcat viitorii absolvenți de liceu la fiecare subiect, iar concluziile par să trădeze lipsuri profunde care nu mai pot fi compensate până la bacalaureat. Nu prea am scris nimic, am scris decât ideile principale. Să scrie cine știe. Îi luăm ca exemplu pe cei care fac 4-5 ore pe săptămână de limba română, viitorii învățători și filologi. 70% dintre elevii filierei umaniste nu au primit nimic pentru punctuație pentru că lasă enunțurile în aer. Au învățat în clasa 1 să pună punct, 3 puncte, semnul mirării sau al întrebării. În plus, presară virgulele la nimereală pe text. 69% nu au înlănțuit logic ideile. Vă amintiți poezia din clasele primare, început, cuprins și încheiere. 67% nu știu să așeze rândurile în pagină. La mijloc titlul, începem cu aliniat, semnătura în dreapta jos. 66% scriu așa cum vorbesc între ei. Limbajul este, să spunem, delicat, neliterar. În fine, marea durere a profesorilor care corectează. Ortografia. Două treimi dintre viitorii absolvenți de liceu scriu numele proprii cu literă mică. Nu știu să despart în silabe, fac dezacorduri și stâlcesc cuvintele. Este foarte dificil cu acești copii pentru care nu mai reprezintă o prioritate exprimarea corectă. Și dacă nici în familie tu nu ai niște modele care să aibă această deprindere a lecturii, îți este cu atât mai greu. Trecem la matematică. 43% nu au primit niciun punct la primul exercițiu care cerea cunoștințe de bază de algebră, ecuații, funcții și puteri cu numere reale. E important să aibă și legătură cu viața reală, dar matematica e făcută în primul și în primul rând să ne învețe să gândim corect. Sigur, la parametri rezonabili, nu de olimpiadă internațională. Intuiesc că acești copii nu au capacitatea de a persevera pe o anumită problemă. De exemplu, la matematică am observat că mulți copii de clasa a 9-a nu stau mai mult de 1, 2, 3 minute pe o problemă mai complicată. Totuși, o așa zisă salvare de la șocul unui rezultat prost la examen vine chiar de la Ministrul Educației, care i-a uluit pe profesori spunând că are în plan să dea bacalaureatului o importanță redusă. Ministerul Educației trebuie să răspundă la întrebarea ce reprezintă bacalaureatul. Să implementeze reforma, timpul nu mai are răbdare cu noi.
Un fost prorector al Universității Spiru Haret a fost condamnat la 3 ani de închisoare în urma unui uriaș scandal de corupție. Procurorii au reușit să demonstreze că acum 5 ani a luat bani și diverse cadouri de la studenți ca să-i ajute să treacă examenele restante sau pe cele de licență. Profesorul universitar Eduard Ionescu nu va ajunge însă după gratii pentru că a semnat un acord cu anchetatorii. Procurorii de ICOT au aflat că Eduard Ionescu, unul dintre cei 6 prorectori ai Universității Spiru Haret, obișnuia să primească de la studenți bani și bunuri ca să-i ajute să-și ia examenele. În fiecare iarnă i-am trimis prorectorului câte un porc și după caz 20 de litri de țuică, 30 de litri de vin și sume de bani care variau între 1.000-1.200 și 2.000 de lei. Am mărturisit un student. Iar o student a povestit că i-a făcut cadou un ceas inteligent. Gestul a emoționat pe prorectorul, care obișnuia să furnizeze subiectele uneori chiar în timpul examenelor, celor care îi plăteau șpăgile. Alteori oferea lucrări de licență gata scrise. Astfel, examenele erau promovate fraudulos. Sărut mâna mult de tot. De ce nu mi-ai zis? Ca să te strâng în brațe, să te iau, să te arunc, să te... nu știu, să... Păi eu am vrut să fie surpriză până la capăt, până ai zis tu că nu vrei maro. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, sărut mâna. Cazul de corupție a ajuns în final la DNA. Prorectorul a fost acuzat de luare de mită, trafic de influență, dar și de folosirea și permiterea accesului la informații care nu erau destinate publicității. Acuzați de corupție au fost și unii dintre studenți. Printre cei care au ajuns la acorduri de recunoaștere a vinovăției, s-a aflat și un consilier al unui fost ministru al tineretului, care a primit tot o pedeapsă cu suspendare. Prin înțelegerea parafată cu procurorii anticorupție care îl salvează de interdicția de a mai fi dascăl câtă vreme nu intră la închisoare, profesorul Eduard Ionescu a acceptat să muncească 60 de zile în folosul comunității. În plus, odată ce acordul de recunoaștere a vinovăției va rămâne definitiv, fostului prorector îi vor fi confiscate 4.200 de euro și aproape 40.000 de lei. Sunt sumele pe care procurorii le-au găsit acasă în timpul perchezițiilor. Ovidiu Anță, Pro TV. Fostul fotbalist internațional Dănuț Lupu iese din penitenciarul de maximă siguranță Rahova după mai bine de 5 luni de detenție. Tribunalul București a confirmat liberarea sa condiționată după ce în toamnă a fost condamnat la 7 luni și 10 zile pentru că a condus deși avea permisul anulat. Lupu nu scapă însă de probleme, ba chiar s-ar putea întoarce după gratii, asta pentru că este judecat într-un alt dosar, dar pentru aceleași acuzații. Au fost descoperite ploșnițe și într-un cămin studențesc al Universității Transilvania din Brașov. Insectele au apucat să se strecoare în saltele și în pernele unor tineri, iar administrația este nevoită să facă dezinsecție. Dar ca să elimine problema, trebuie să înlocuiască inclusiv prizele, plintele și mobilierul din lemn, unde s-ar putea adăposti gângănile. Apariția ploșnițelor a fost reclamată de studenții cazați într-o cameră de 4 locuri aflată la ultimul etaj al căminului. Știu că au fost doar de saltele și acel cadru de lemn de sub saltele, că și acela e periculos, și niște perne. Nu e prea plăcut, având în vedere că se poate infecta toată clădirea și de acolo se ajungă la alte probleme. Tinerii cazați în camera infestată și cei din vecinătate au fost mutați imediat. În camera care a fost invadată de ploșnițe au fost scoase plintele și prizele pentru a fi eliminat orice pericol. Până acum au fost făcute 2 dezinsecții și peste câteva zile urmează ultima dezinsecție. Problema este că este destul de costisitoare intervenția și noi sperăm că aceste intervenții nu vor fi foarte frecvente. Undeva la peste 20.000 de lei costă factura. Dar ploșnițele pătrund în locuri mici și înguste și ziua sunt greu de observat. Ies din ascunzători noaptea pentru a se hrăni. Mușcătura lor provoacă umflături însoțite de o senzație de arsură dureroasă și de mâncărimi. Insectele pot trăi până la 2 ani fără să se hrănească, iar într-un an depun între 300 și 500 de ouă. Studenții spun că au aflat întâmplător că trebuie să ia măsuri de precauție. E destul de nasol, dar nu avem ce să facem. Adică știu că nu-ți cap de ele. V-a anunțat cineva? Nu, din gură în gură ce s-a dat așa. Nu este prima oară când tinerii se confruntă cu astfel de insecte. La sfârșitul anului trecut, gângănile s-au strecurat într-o încăpere a altui cămin. Conducerea universității susține că anual are planificate 2 dezinsecții în aprilie și în septembrie și că graficul a fost respectat de fiecare dată. Luna trecută și școlile din sectorul 5 al capitalei au fost închise tot în încercarea de a stârpi ploșnițele. Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru această perioadă și zilele cu soare au uscat pământul și așa suferind în lipsa ploilor. Lacurile mici au început să sece și le morpești, iar cele mari sunt pline doar cu 70%. În mai multe locuri din țară, culturile de rapiță au fost distruse complet de uscăciune.
În Ipotești, Olt, de la începutul anului a plouat în doar câteva zile. Cantitatea de precipitații căzută în acest interval a fost de 40 de litri pe metru pătrat, adică 4 găleți de apă. Lacul din localitate a secat deja pe 40% din suprafața lui de 15 hectare. Apa se retrage cu câțiva centimetri de la o zi la alta. Dați dimineață, mâine dimineață când vii, dar aici încolo se duce tot cam atât. Acolo de unde dispare apa, apare mult pământ crăpat. Pescarii își întind undițele lângă pești morți. Apa fiind mică, ăla mare mai rezistă carasul ăla așa la palm. Dar ăsta micul cred că moare. Potrivit Administrației Naționale Apele Române, toate cele mai importante 40 de lacuri ale țării suferă din lipsa apei. Coeficientul de umplere este astăzi de 70%, cu 10% mai puțin decât aceeași perioadă a anului trecut. Lacul Amara din județul Buzău, cu o suprafață de 800 de hectare, a dispărut complet și în lipsa ploilor, o zonă nisipoasă a rămas în loc. Fără apă este rău și în culturile fermierilor din zonă. Georgian Calotă a pierdut 60 de hectare de rapiță. Cultura este compromisă 100%, n-a răsărit. Culturile de grâu au și ele probleme. Este secetă pedologică moderată și puternică pe suprafețe extinse din Moldova, Dobrogea și Oltenia, dar și în părți importante din Muntenia și estul Transilvaniei. Solul este foarte uscat, iar plantele au deja de suferit. Au început să se îngălbenească. În stratul arabil este de 192 de metri cub pe hectar. O să fie afectate și culturile care s-au semănat în primăvară, borceagul, orzoaica, mazărea, care le trebuie apă ca să germineze, să vegeteze. Plantele își vor adapta capacitatea de producție, practic se va reduce potențialul. Dacă nu vor veni deloc precipitații, e posibil chiar să piară plantele. Potrivit meteorologilor, vremea se va menține caldă cel puțin până pe 10 aprilie și vor fi zile cu mult soare, când termometrele vor indica până la 26 de grade Celsius. Abia după această primă decadă a lunii sunt posibile ploi. Iar vremea caldă a făcut ca drumarii să înceapă deja de zăpezirea celei mai înalte șosele de la noi, Transalpina. Muncitorii au intrat astăzi cu utilajele pe porțiunea dintre Rânca și Obârșia Lotrului, care este închisă în fiecare iarnă și speră să termine până începe vacanța de 1 mai și de Paște. Pe primii kilometri, carosabilul a fost aproape uscat, dar la cota 2000 zăpada încă măsoară peste 1,5 metri. Pentru redeschiderea circulației, drumarii trebuie să refacă inclusiv marcajele și să instaleze indicatoare noi în locul celor rupte de vânt. Decizia de deschidere a traficului va fi luată de o comisie care include și polițiști rutieri. Până acum, circulația a fost permisă de multe ori abia din luna iunie. România a început să bea din ce în ce mai mult și mai tare. Vinul și berea au trecut pe planul 2. Care sunt motivele, vă spunem în câteva momente. În cazul unui cutremur asemănător celui din Taiwan, consecințele în România ar fi absolut dezastruoase. O spun cei care studiază modul în care mișcările pământului afectează clădirile, mai ales pe cele șubrede. Doar în capitală, cel puțin 2000 s-ar putea prăbuși în cazul unui seism puternic, adică de 60 de ori mai multe decât în 1977, când a fost ultimul mare cutremur care a îndoliat țara. 377 de clădiri din capitală au risc ridicat de prăbușire în cazul unui seism major, arată datele oficiale. În realitate, lista clădirilor vulnerabile este mult mai lungă. Peste 2300 ar fi în pericol, adică 10.000 de apartamente. În 1977 vorbeam de câteva sute de clădiri care trecuseră prin cutremurul din 1940 și fuseseră lăsate nereparate. Acum vorbim de câteva mii de clădiri care au trecut și prin 40, unele dintre ele și prin 77 și lăsate nereparate, neconsolidate. Multe scenarii, atât ale autorităților cât și ale cercetătorilor, indică un număr mai mare de victime dacă un cutremur ca cel din 77 s-ar produce astăzi. E vorba de mii, poate zeci de mii de victime. Și chiar dacă Administrația pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic ar reuși să reconsolideze 30 pe an, tot ar fi nevoie de peste 70 de ani. Doar contractarea unui constructor, de exemplu, durează între 4 și 6 luni. În prezent avem în lucru 144 de clădiri, pentru 3 dintre ele avem șantierele deschise. Pentru celelalte 141 sunt lucrări aflate în diferite etape de proiectare. Acum, cei de la Administrația pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Alături de specialiștii de la fizica pământului, au montat senzori care să arate cum sunt afectate construcțiile de mișcările pământului. Clădirea din spatele meu este prima pe care au fost montați astfel de senzori. Aceștia au rolul de a monitoriza și de a transmite în timp real date despre mișcările pământului. În acest fel, specialiștii pot înțelege comportamentul unei clădiri înainte să o consolideze. Acest bloc de două etaje urmează să fie consolidat, dar fără ca cei care stau în el să fie mutați. Mai exact, pe exteriorul clădirii va fi montat un schelet din lemn lamelar, care îi va crește rezistența la seism. Această soluție a fost de mult timp adoptată de japonezi, care și-au acoperit clădirile cu niște proteze metalice, care să le protejeze în cazul unui cutremur puternic. Cercetătorii români au creat un produs natural care poate prelungi și cu câteva luni durata de viață a fructelor și legumelor. Lichidul obținut din resturi vegetale funcționează ca o barieră și întârzie fermentarea. De altfel, apar tot mai multe tehnologii care conservă natural alimentele fără niciun fel de substanță chimică. Cercetătorii Institutului pentru Științe Biologice au testat produsul pe merele de Voinești și pe câteva soiuri de afine timp de două sezoane. Merele au fost scufundate în lichid înainte de depozitare, iar afinele au fost stropite înainte să fie ambalate. Rezultatele au fost surprinzătoare. În cazul merelor cu o durată de 6 luni de depozitare, prelungirea a fost până la 30%. În cazul afinelor, prelungirea a fost considerabilă, undeva peste 30%. Cu alte cuvinte, produsul încetinește procesul natural de fermentare a fructelor și poate înlocui ceara pe care o folosesc acum cei mai mulți dintre producători. În depozite cu temperaturi controlate, merele, cartofii, ceapa sau morcovii rezistă și un an de zile. Cele mai sensibile sunt fructele de pădure, care pot fi păstrate cel mult o lună de zile. Mulți dintre ei, de frica păstrării fructelor, în sensul că se strică, le vând foarte repede și la un preț mic, încât mulți dintre ei se plâng că nu realizează profit. Produsul urmează să fie omologat. Proiectul a costat 250.000 de euro din bani europeni pentru cercetare. De altfel, tot mai multe companii concep tehnologii menite să ajute fructele și legumele să reziste mai mult, fără să se intervină chimic asupra lor. Un exemplu este și această mașinărie, care poate prelungi durata de viață a sucurilor proaspăt stoarse, de la 7 la 30 de zile. Se face o presiune cu apă rece la temperatură de 2-4 grade, fără ca să se deformeze sticla, să intre în contact cu produsul. Există însă și tehnologii care sar de 1 milion de euro, așa că puțin și le permit. Dar pentru astfel de investiții există fonduri europene care pot fi accesate. A venit primăvara, prilej să răsară iar din iarbă mulți de gunoaie pe tot întinsul țării. Mulți aruncă în natură tot ce le prisosește prin gospodării pentru că nu vor să plătească firmele care ridică legal deșeurile. Iar cei din primării și de la Garda de Mediu se declară neputincioși în fața acestui obicei. În curând însă vor apărea și la noi centre unde oamenii vor putea preda gratuit piese de mobilier, aparate stricate, resturi din construcții sau textile. La Cojasca, în Dâmbovița, vacile și oile pasc printre vase de toaletă, canapele și moloz, toate aruncate pe câmpul de la marginea localității. Pe firul de apă care străbate locul, plutesc peturi, saci de plastic și alte deșeuri. E rău, mizerii, microbi. Se chinui să fac curat dacă aruncă iar. Responsabil pentru curățarea zonei, primarul din localitate a spus întâi că zona ține de vecini. Aici e pe teritoriul localității ultima. Mergem până acolo? Aici. După analizarea imaginilor, edilul s-a răzgândit și a recunoscut că deșeurile se află pe teritoriul comunei sale. Administrația a fost amendată în trecut de Garda de Mediu și a curățat odată locul, în toamnă. Operațiunea a costat însă 60.000 de lei. Deși în zonă sunt camere de supraveghere, edilii nu au reușit să-i prindă pe cei care duc gunoaie pe câmp. Din păcate se aduc noaptea, fără să știm, să descarcă din microbuze. Și cine să fie? Cine să fie? Asta e greu. La fel se întâmplă și la doi pași de Sibiu, înainte de a intra în Comuna Roșia. Profită de că nu-i nimeni pe aici, au basculat și au plecat. Garda de Mediu i-a somat pe proprietarii terenurilor sufocate de gunoaie să ecologizeze locul. Inspectorii spun că așteaptă sesizări, însoțite de probe video. Nici o autoritate nu a trecut, nu a oprit vreodată să întrebe pe cei care depozitează aici ilegal. Toate acestea se întâmplă în condițiile în care deșeurile mari sunt preluate gratuit de două ori pe an, toamna și înainte de Paște. Sunt acele deșeuri care nu încap în pubelele normale. Mobile, saltele, leagăne foarte mari sau orice.
dar oamenii nu vor să aștepte acest moment și le duc la marginea orașului. În încercarea de a oferi o soluție, Uniunea Europeană ne-a acordat prin PNRR aproape 600 de milioane de euro pentru înființarea unor platforme de preluare a deșeurilor. Tot ceea ce înseamnă, de exemplu, mobilier, deșeuri electronice și electrocasnice, vor putea fi duse acolo și depozitate, iar pe cetățeni depozitarea nu-i va costa nimic. Primele 250 de astfel de centre vor fi înființate până la sfârșitul lunii septembrie. În ultimii ani ne-am schimbat preferințele în materie de alcool. Așa se face că a crescut consumul de tărie, conform datelor de la statistică. Asta în timp ce se bea mai puțină bere sau vin. Iar potrivit ultimului raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, românii dau gata anual 11 litri de alcool. Un român bea în medie aproape 3 litri de băuturi alcoolice distilate pe an, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, cu aproximativ un litru în plus față de 2020. Cabinarsul din căldare 90 de grade are, răcitorul în fântână să te bea o săptămână. Pentru mulți contează și felul de tărie. Acest bărbat bea doar din producție proprie. E pentru că e calitate, din comerț ce să bei? Deci asta e o țuică curată din prună. Are și mărgele... Până zice popa, tatăl nostru, să țin mărjelele. Și momentul zilei este important. Unii beau un pahar la masă, alții... Când era oameni la lucru, un ștampăl de rahiu îl consumă. Dimineața? Dimineața, da. Ați observat o creștere a consumului de tărie în ultimul timp? Să știți că da. 30 plus, în general, se consumă tărie. Whisky, vodka, care pot să fie seci. Pe de altă parte, consumul de vin e în ușoară scădere. Nici berea nu mai e la fel de căutată. În 2023, consumul a scăzut cu 5% față de anul anterior, potrivit Asociației Berarii României. Este preferată cea la doză și din ce în ce mai căutată la draft. La draft avem și incluse meniuri și automat la draft se alege mult mai mult. În ultimul deceniu, consumul de alcool a scăzut în multe țări din vest. În schimb, bărbații români sunt pe primul loc în Europa la consum excesiv. Peste o jumătate au băut prea mult măcar o dată într-un an, arată ultimul raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Consumul considerat sigur e sub 7 unități de alcool pur în cazul femeilor și 14 unități pentru bărbați pe săptămână. În cazul băuturilor spirtoase, o unitate reprezintă 20 de mililitri. Guvernul pune frână partidelor mici din opoziție. Este acuzația liderilor Dreptei Unite, a celor de la AUR, dar și a candidaților independenți care se străduiesc în aceste zile să strângă semnăturile, fără de care nu-și pot înregistra candidaturile pentru alegerile europarlamentare. Cu toții reclamă că legea din România solicită de 4 ori mai multe semnături decât sunt necesare în medie în restul statelor europene. Pentru a demonstra că merită să-i reprezinte pe români, legea electorală le cere candidaților la funcțiile importante din stat liste cu semnăturile susținătorilor. În cazul alegerilor pentru Parlamentul European, un partid are nevoie de susținerea a 200.000 de cetățeni, adică echivalentul a 4 arene naționale, la capacitate maximă, iar un independent de 100.000. În general, aveam la dispoziție aproape o lună de zile să strângem aceste semnături. Acum, timpul a fost mult mai scurt, tocmai datorită comasării. Cei de la USR, PMP și Forța Dreptei spun că vor strânge semnăturile necesare, dar formațiunile mai mici au criticat mult mai vehement legea. Partidul lui Dacian Cioloș are un cort în care strânge semnături, chiar în fața guvernului. Fostul premier a reclamat că legile actuale susțin monopolul partidelor mari, nu doar prin semnăturile pe care le impun, ci și prin modalitățile de finanțare. De departe e numărul cel mai mare de semnături necesar în Europa, comparativ cu Germania, unde cred că sunt vreo 6-7 mii de semnături au nevoie, în Belgia 5.000-6.000. AUR, formațiunea lui George Simion, are până acum 176.000 de semnături, din cele 200.000 necesare. Noi vom strânge 200.000 de semnături, că lumea a auzit de AUR, dar alte formațiuni mai mici nu vor putea face acest lucru. În cazul independenților, situația este și mai dificilă. Liste și liste semnate de la prieteni, de la colegi. Asta este principala modalitate prin care strângem semnături. Reprezentanții puterii susțin că europarlamentarii reprezintă un număr mare de oameni. De aceea trebuie să facă și dovada că au susținerea acestora. Mă mir că există această temere pentru cineva care zice că are sute de mii de urmăritori, care depășește 3-400 de mii de oameni când dă ceva pe Facebook. Pur și simplu legea nu a mai fost discutată. Probabil la momentul 2007 când s-a făcut legea, era aproximativ 1% din reprezenta 1% din registrul electoral.
Candidaturile pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie pot fi înregistrate cel mai târziu până pe 10 aprilie. Alianța Nord-Atlantică are în vedere un sprijin militar pentru Ucraina în valoare de 100 de miliarde de euro pentru următorii 5 ani. Fondul a fost propus astăzi de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cu ocazia unei reuniuni a miniștrilor de externe alianței. O decizie finală este așteptată la summitul NATO din iulie de la Washington. O a doua componentă a planurilor pe termen lung implică o nouă misiune NATO care să coordoneze livrările de armament și instruirea soldaților ucrainieni. Se dorește astfel ca susținerea Kievului să fie mai puțin dependentă de evoluțiile politice din diferitele țări NATO, iar responsabilitățile în rândul alianței să fie împărțite echitabil. Până în prezent, Statele Unite și-au asumat rolul principal de coordonare a livrărilor de arme în Ucraina, dar perspectiva revenirii lui Donald Trump la Casa Albă pune sub semnul întrebării implicarea americanilor. Între timp, milioane de americani așteaptă cu nerăbdare eclipsa totală de soare care va traversa luni continentul nord-american. Unii plănuiesc petrecere, alții vor să-și pună pirostriile, dar sunt destui cei care vânează un loc bun din care vor putea observa pe îndelete spectacolul de pe cer. Autoritățile avertizează însă și asupra pericolilor care apar în cazul unor astfel de evenimente. Mulți curioși trag pur și simplu pe dreapta pentru a vedea eclipsa și ajung să provoace accidente de circulație. Pentru o zonă întinsă din America de Nord, eclipsa va fi cel mai mare eveniment din ultimele decenii. În fâșia de vizibilitate a fenomenului trăiesc peste 32 de milioane de americani. Multe alte milioane vor vizita luni orașe în care se va face noapte în plină zi. La eclipsa din 2017, peste 20 de milioane de americani au plecat de acasă în căutarea unui loc bun de observație. Autoritățile au constatat atunci un risc de accidente rutiere crescut cu 50%. We strongly urge folks, don't pull off on the shoulder and find a safe place to view the eclipse. Primii pământeni care vor zări eclipsa sunt cei din vestul Mexicului, urmați de Statele Unite și Canada. Este motivul pentru care turiști din întreaga lume vor să prindă marele eveniment la Cascada Niagara. It could quite possibly be the biggest visitor day in Niagara's history, the congestion of traffic, cellular network disruptions, and of course our emergency medical services. We want everybody to be on high alert. My birthday and then the solar eclipse. It's wonderful. The stars are lining up for you. Yeah. Unii vor să asocieze tot restul vieții un eveniment personal cu fenomenul astronomic. You're getting married during the eclipse. Mm-hmm. It just felt like the biggest party in the world. How could you celebrate your wedding in a bigger way than that? Mai multe universități din Statele Unite vor lansa împreună peste 600 de baloane meteorologice care vor călători de-a lungul traseului urmat de eclipsă din Texas până în Maine, trecând prin Oklahoma, New York și Vermont. Situație fără precedent la Palatul Prezidențial din Senegal, unde tocmai s-au instalat nu una, ci două prime doamne. Noul președinte ales în vârstă de 44 de ani și cel mai tânăr din istoria țării sale este musulman și are două neveste. Amândouă au fost prezentate la ceremonia de învestire. Cu prima s-a căsătorit în urmă cu 15 ani și au 4 copii. Cea de-a doua a devenit nevastă în urmă cu un an. După ascensiune fulminantă în politică, președintele a fost ales din primul tur la doar 3 săptămâni după ce ieșise din închisoare. A fost arestat în aprilie 2023 pentru răspândire de știri false, sfidarea instanței și defăimarea autorităților. Toate acestea pentru că făcuse o postare în care critica sistemul judiciar. A fost spectacol astăzi în portul Tomis din Constanța. Mai mulți delfini s-au apropiat de țărm spre bucuria turiștilor care au zăbovit mult să-i urmărească și să-i fotografieze. Biologii spun că mamiferele vin atât de aproape de mal pentru că marea este extrem de caldă pentru această perioadă. Are 14 grade Celsius la mal, iar în larg ajunge până la 16, cu cel puțin 10 peste media acestei perioade. De altfel, pe litoral, ieri a fost cea mai caldă zi de primăvară din ultimii 70 de ani.